Bună ziua, stimați telespectatori, bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă în incinta Teatrului de Operă și Balet în ultimele zile. Este vorba de această inițiativă sau acea inițiativă care vine din partea administrației instituției, prin care prevede demiterea a 17 artiști. Despre aceste, dar și alte aspecte ce țin de fenomenul cultural din țara noastră, vom încerca să le discutăm împreună cu Corneliu Popovici, consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara și bine ați venit! Doamna Silvia Grigorie, interpretă, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și nu în cele din urmă cu Natalia Barabanșicova, dirijorul corului cameral de tineret Rapsodia din Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Popovici, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. Iată, Gâlceava, care s-a iscat în cadrul Teatrului de Operă și Balet, s-ar părea că continuă. Am avut reacția doamnei ministru. Pe parcursul zilei de astăzi urma să aibă loc și o ședință la Parlament. Vreau să ne spuneți din prime surse în ce măsură s-au implicat autoritățile statului pentru a soluționa problema și care, de fapt, dacă până la această oră au fost identificate anumite soluții pentru a redresa situația. Vă rog. Soluții cu siguranță au fost identificate. Noi astăzi am discutat cu reprezentanții Teatrului de Operă și Balet. A avut loc și ședința în cadrul Comisiei Parlamentare pe marginea acestui subiect. Au avut loc și alte întâlniri. Cred eu că în viitorul cel mai apropiat va fi expusă și opinia Ministerului de Resort, deoarece la moment, cel puțin eu nu am auzit care este poziția Ministerului pe marginea acestui subiect. De ce insist asupra acestui moment? Pentru că soluționarea definitivă a acestui probleme ține direct și nemijlocit de competența Ministerului Culturii, Educației și Științei, Cercetării din țara noastră. Ținând cont de rezonanță care și amploarea acestui scandal, eu cred că decizia trebuie să fie una foarte clară și, în special, trebuie să vizeze schimbarea managementului în cadrul acestei instituții prestigioase din țara noastră. Domnule Popovici, dar e atât de simplu a demite acești oameni? Avem oameni de renume, oameni care au făcut istorie și continuă să facă. Eu aș vrea să spun că ceea ce s-a petrecut în ultimele zile în cadrul Teatrului de Operă și Balet reprezintă o acumulare de probleme care s-a efectuat pe parcursul ultimilor ani de zile. În cadrul Teatrului de Operă și Balet s-a acumulat un șir de probleme de natură administrativă, artistică, atmosferă internă, perspectivă de existență și așa mai departe. Referitor la, și respectiv a apărut acest moment când a explodat situația. Și vreau să vă spun că nu este o situație caracteristică doar Teatrului Național de Operă și Balet. Referitor la modalitatea de schimbare a managementului a directorului care se află la moment în funcție, situația este una destul de lejeră, aș spune eu, pentru că la începutul anului 2019, prin hotărârea Guvernului din 18 ianuarie, dacă nu mă înșel, instituțiile publice, teatrale și concertistice din țara noastră au fost reorganizate, da, respectiv prin hotărârea Guvernului din la începutul anului 2019, directorii care la moment se află în funcție sunt persoane care dețin acest mandat cu statut temporar și respectiv ministerul poate oricând să retragă acest mandat după reorganizare. Întrebarea mea pornește de la minister. Doamna Grigore, am încercat să-i contactăm telefonic pe cei de la minister și să solicităm punctul de vedere pe marginea celor întâmplate în Teatrul de Operă și Balet, însă cei de la serviciul de presă ne-au spus că se investigează problema, încearcă să se identifice cu adevărat în ce constă această problemă. După aceea, când lucrurile vor fi mult mai stabile, se va veni cu un comunicat de presă. De aceea, la moment, poziția lor, nu știu, rămâne a fi una incertă, dacă se poate numi așa.
Doamna Grigore, vreau să continuăm ceea ce remarca și domnul Popovici. Credeți că starea de lucruri este tocmai acumularea în timp a problemelor și această stare de incertitudine și în același timp de presiune există în mai multe teatre și instituții concertistice din țară? Absolut, absolut. Sunt de acord 100% cu domnul Popovici. De fapt, aceasta este o prelungire logică a firului și a schimbărilor de principii și valori din ultimul timp la noi în țară. Adică cultura a devenit așa o chestie de business a unor persoane specifice sau docile regimului pe care a fost până astăzi. Din 2009 încoace, practic s-au distrus cu bună știință managementul și în toate organizațiile de cultură, în teatre, în, chiar, hai să începem și de la ceea ce se întâmplă în Palatul, cum se numește acum, Nicolae Sulac. Nicolae Sulac. Eu cred că peste tot, și în teatre, câte premiere frumoase noi avem. Eu, de pildă, mă duc permanent la toate spectacolele, premierele noi și de multe ori ieșim întristată de ceea ce se întâmplă, fiindcă se simte ceea ce, atmosfera din teatru se simte și în scenă. Dar, de fapt, oamenii de teatru sunt artiștii, de fapt, sunt oameni de creație. Ei sunt din alt aluat făcut. Ei trebuie să duși în palme, trebuie să crotiți, trebuie să făcute condiții de lucru, de a crea, de a face ceva nou. Pentru dânsii chestia asta de interese, de pensii, de favoruri, de îi interesează mai puțin. Dar ceea ce s-a întâmplat până acum în acești ani la noi, s-a prefăcut toate, eu zic, toate organizațiile de cultură, toate teatrele s-au prefăcut în niște SRL-uri de business, de a face bani, de a avea plus valoare. Cu toate că eu socot că cu cultura nu poți să faci plus valoare. Cultura este ceva aparte care ei trebuie... Are plus valoare ei. Da. Da, foarte corect, Popovici, are plus valoare ei. Da. Doamna Grigore, dar cum pot fi catalogate aceste acțiuni? Pentru că până la urmă se atentează la identitatea noastră culturală. Cum poți să refuzi, nu știu, prelungirea contractului de muncă, nu știu, pentru Mihai Munteanu, cer scuze, sau Marina Bulicanu, sau domnul Zakliukovski, personalități care au făcut... Sau domnul Cârciumaru, da, care este și ar putea continua. Tine, până la urmă sunt cartea noastră de vizită. Sunt niște valori incontestabile care ele nu poate fi cumva plasate în niște acoloade așa de ordin birocratic sau da, tehnic sau nu mai știu eu cum să mă exprim ca să fiu înțeleasă. Dar mie mi-e straniu și atitudinea celor de la minister, fiindcă bine, ministra noastră de astăzi, doamna ministră, poate este un om proaspăt venit, poate ea nu cunoaște multe lucruri, cu toate că a lucrat în minister, Ministerul Educației, și poate își cunoaște foarte bine, poate multe lucruri, dar cei care au activat și activează până acum, sunt o mulțime de funcționari, eu sunt încrezut că au cunoscut toate problemele din această instituție și această problemă nu este nouă, ea se prelungește de ani de zile. Aduceți-vă aminte ce au fost când a fost doamna Șaicanu la cârma acestui teatru. A fost o debandadă totală, atunci au plecat o mulțime de lume când au găsit-o cu, pensa fie eu, cu bani, dar oamenii nu primeau leafă cu anii. Da. Sau ce a fost în an. Hai să ne întoarcem la în iunie sau iulie în an. Anul trecut. A murit la muncă inginerul de securitatea muncii. El atunci trebuie directorul teatrului să-și dea demisia. Aceste cazuri nu sunt tolerante. Da, aceasta nu putea să fie trecut așa cu vederea, parcă nici nu s-a întâmplat nimic. Directorul atunci trebuie demisionat. A lungat, da. Dar iată, eu cred că faptul că vorbești pe întârg multe teatre și multe organizații de concertistice, e că nu sunt multe la noi câte sunt, da, se duc cu pocloane la domnii miniștri când vin în funcție. Eu cred că aceasta este nu este chiar așa o legendă. Și eu chiar m-aș adresa doamnei ministri să nu meargă pe experiențele vechi, să facă o schimbare serioasă de azi înainte, fiindcă este un om nou și ar putea să facă acest lucru, fiindcă viitorul unei țări pornește de la cultură și de la spiritualitate. Dacă nu ne întoarcem cu fața spre aceste instituții, eu cred că nu avem viitor. Distinsă, doamnă, dumneavoastră ați trăit pe propria piele ce înseamnă demiterea din cadrul Teatrului de Operă și Balet acum 2 ani, dacă nu mă înșeală memoria, și vreau să vă întreb,
până la urmă, care este motivul real al colegilor dumneavoastră pentru că s-au regăsit în lista celor 17 angajați și urmează să fie demiși? Vă rog. A, я тоже на пенсию не собиралась абсолютно, хотя мотивировка была конкретная, что люди пенсионного возраста, насколько я знаю, и в других странах и той же Европы, которая так стремится, да. Значит, значит, люди уже преклонного возраста, но люди известные в мире, великие люди, они работают глубоко после пенсионного возраста, и мы можем гордиться тем же Михаилом Мунтяном, тем же нашими великими, тем же Владимир Драгош, один из лучших педагогов по вокалу в мире, считается, тот же Михаил Тимофтьев, режиссер, Элеонора Константиновна, это великие люди, это имена, которыми гордится страна наша, Молдова. И не только далеко за территорией Республики Молдова. Два года назад я совсем тоже не думала и не мыслила. Было почти 20 счастливых лет творчества и дружбы с коллективом театра оперы и балета, необыкновенной связи с теми же зрителями, родители, дети, актеры. Мы все очень любили и любим до сих пор друг друга. Мы перезваниваемся до сих пор, и для всех это было шок. Мотивировка была такая, значит, у меня здесь документы есть, слава богу, что мне удалось эти документы вытащить из фестиваля, куда господин директор меня командировал, заявление в участие в международном фестивале церковной музыки «Хайнувка». Заявление было еще подано, у меня все документы тоже сохранились, еще в январе месяце о том, что мы поедем, были приглашения. Они нас командировали, отлично, все в порядке. Я не успела переступить, так сказать, порог своего дома, звонок от юриста театра. Вы напишите сами увольнение, заявление на увольнение, или мы вас сами уволим? За что, что, как, что случилось? Было в поездке, все. Нет, вы должны были какую-то там еще бумагу написать о том, что вы там за свой счет, не за свой... То есть это было для меня совершенно потрясением. Никто не предупредил накануне поездки, что... Вот, тем более, что мы отправлялись в театр оперы и балета, нас все провожали, и все все прекрасно знали, куда мы едем, насколько и зачем. Но дети мои были подготовлены настолько, те маленькие детки, которые остались, участвуя в «Кармен», спектакль у нас «Кармен», и они выступали за городом, периодически театр устраивает такие концерты выездные, что итальянский режиссер, который к нам приезжал достаточно часто в последнее время, настолько очаровался, ну, мы с ним работали и в «Отелло», он настолько был влюблен в наших детей, что все было безукоризненно прекрасно, что он решил включить в другой спектакль наших детей. То есть... Domnule Popovici, iată, în calitate de ziarist și deontologia profesională ne obligă de a solicita poziția tuturor părților implicate în conflict. Am încercat și noi să facem legătura telefonică cu domnul director general, însă pe parcursul zilei de astăzi domnia sa are telefonul deconectat și nu a putut să ne ofere nici măcar o reacție pe marginea celor pe care le discutăm noi. Eu, documentându-mă pentru această emisiune, am găsit că un argument pe care îl invocă domnul director general este faptul că aceste persoane care fac parte din lista celor 17 nu ar fi avut roluri sau ar fi avut roluri relativ puține. Este un argument plauzibil în contextul în care vorbim de demite? Părerea mea este, după ce m-am documentat pe marginea situației din Teatrul de Operă și Balet, este că acest teatru unicau pentru Republica noastră a fost lăsat în ultimii ani în paragină, în voie soartei. Sau mai bine spus, a fost lăsat ca soarta acestui teatru să fie hotărâtă de persoane care sunt foarte departe de cultură și mai ales foarte departe de teatru. De exemplu, am constatat că nu de mult a fost dată o indicație din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de fostă ministră, care prevedea reducerea cu 30% a angajaților, a personalului. De asemenea, odată cu adoptarea legii privind salarizarea, în acest teatru nu s-a mărit salariul. Adică salariul este, vorbeam cu artiști, este în mediu de 3.000 de lei. Dar ce poți să faci cu salariul de 3.000 de lei când, de exemplu, meseria ta este baletul? Unde poți să mai lucrezi ca să mai câștigi un ban? Dar cu 3.000 de lei nu poți lucra nicăieri.
De asemenea, în interiorul teatrului se produceau și se produc unele procese care nu puteau să nu fie observate de fosta ministră, de genere minister, pentru că dacă nu observau, atunci îi devină ministerul, cu siguranță. Da. Cum ar fi, de exemplu, comasarea funcțiilor de președinte a Consiliului Artistic și a directorului general al teatrului. Directorul general al teatrului, care este în mare măsură un administrator, și președintele Consiliului Artistic este cel care determină politica internă, artistică. Da. Domnule Popovici, eu vă rog ca să țineți minte gândul, pentru că în legătură telefonică cu noi este Andrei Iurkevici, prim dirijor Teatrul Național de Operă și Balet, Maria Beșo, pe care îl salut. Bună seara! Bună seara, dragoste! Domnule Iurkevici, spuneți-mi, vă rog, cum s-ar explica aceste acuzații care tot sunt vehiculate prin presă despre demiterea nemotivată a celor 17 angajați din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet? Există vreo explicație din partea administrației? Da, я хочу выразить своё мнение насчёт этой ситуации. Да. Она, с одной стороны, она очень такая, ну, неприятная для театра, потому что часть коллектива выступает против такого решения дирекции. Но с другой стороны, я очень рад, что она произошла, эта ситуация, потому что уже несколько лет подряд я нахожусь на посту главного дирижера 2011 года с небольшим перерывом, и постоянно я со своей стороны поднимаю, и директор тоже, вопрос о том, что наши зарплаты в театре необычайно маленькие, они просто не выдерживают никакой критики. Любая артистка, которая работает у нас в театре, на 4000 лей не может себе купить ни грима, ни концертного платья. Концертные платья стоят очень дорого, 500-600 евро. Поэтому люди, конечно, что недовольны. И те, которые сейчас выразили свой протест, и те, которые работают в театре, пока что работают. У нас очень много молодежи уезжает, у нас лучшие кадры. Spuneți-mi, rog, dumneavoastră, credeți că din cauza salariului mic s-a întreprins acest fapt, acest gest? Да, тут большая доля истины в этом есть, потому что в марте этого года у меня с директором состоялся разговор. Он сказал, что нам от Министерства культуры пришел циркуляр, скажем так, о том, что нужно уменьшить штат солистов, вообще театра. 30%. Мы по возможности, мы это, конечно, ну, делать и не собирались, но если уж нужно делать, если так уже попросили нас от Министерства культуры, то мы рассматривали кандидатуры, которые бы могли, ну, подпасть под этот список. Спрятим, брат. Да. Vreau să афлю de la dumneavoastră. Iată Munteanu, alte personalități care au făcut istorie și fac istorie. Este admisibil ca să fie pur și simplu rugate să plece? Vi se pare ceva firesc? Я думаю, что Михаил Иванович Мунтяну заслуживает, как вам сказать, поддержки не только со стороны театра, а поддержки от всего молдавского народа, правительства. Он должен быть действительно как иконой, скажем так, живой, животворящей для нашего искусства. То, что касается, на зарплате ли он в театре, как певец, как, ну, певец, в принципе, уже, он выходит у нас в концертах, публика с большим удовольствием его воспринимает. В спектаклях он уже давно как бы не выходит, и, но тем не менее мы любим его, поддерживаем его. И мне кажется, что нужно именно его держать как вообще как образец для долгожительства певца в нашей стране. Să înțeleg că indiferent de ceea ce se va întâmpla în societate, aceste persoane vor fi eliberate din funcție? Я знаю, что домнула Мунтяну был состоялся разговор с домнулом Ионом Гроссу, нашим директором, и домнул Мунтяну был согласен на то, чтобы уже уйти и освободить как бы ставку солиста для более молодых солистов оперы. Я знаю, мулțumesc. Такой разговор был состоялся. Да, я вам mulțumesc pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și în studioul Reflector Analitic. Domnule Popovici, vreau să continuați gândul și în același timp să comentați un pic cele auzite de la domnul prim-dirijor. Domnul care a intervenit prim-dirijor, el în mare măsură a confirmat ceea ce am menționat noi despre această indicație venită de la minister prin reducere
personalului, salariile mizere care sunt în teatru. Dar aici apare o întrebare logică. Dar cine trebuie să ocupe de problemele respective? Cine trebuie să ridice această problemă? Cine trebuie să propună soluții? Oare nu conducerea teatrului? Oare nu conducerea teatrului trebuie să intervină pe lângă același guvern, minister, cu solicitarea de acordarea anumitor unități, salarizare suplimentară, etc. Pentru că, iarăși de nou, teatrul de operă și balet este unicul în Republica Moldova. Unicul. Și dacă noi vrem să avem teatru de operă și balet, dacă vrem să avem operă, dacă vrem să avem balet, noi trebuie să investim în acest teatru. Apropo de întrebarea noastră, referitor la faptul cineva este pe scenă sau cineva este implicat într-un spectacol, două sau 10 sau 20. Iarăși, de nou, este, sau bine spus, trebuie să fie consiliul acesta artistic, care la etapa actuală, de exemplu, am constatat astăzi că el este, nu există acest consiliu, ci este o singură persoană, directorul teatrului, care determină ce spectacole să fie în teatru, cine să fie implicat în acest spectacol, în ce măsură să fie implicat în aceste spectacole, etc. Respectiv, dacă o persoană careva nu a fost implicată în teatru, în spectacol, tot vina o poartă acest administrator, acest director, care este și generatorul scandalului respectiv. Și el trebuie să plece, categoric trebuie să plece. Referitor la personalități, cum ar fi domnul maestru Munteanu, cu siguranță, noi toți o să ajungem la o anumită vârstă. Și de Doamne, toți să avem aceste merite față de țara noastră, față de cultura moldovenească pe care le are domnul Munteanu. Și chiar dacă o să ajungă cineva la această vârstă, că, de exemplu, poate nu o să mai apară pe scenă, este un element pur omenesc. Faceți așa ca acest om să nu fie supărat, ca acest om să nu fie jignit prin acțiunile voastre. De exemplu, s-ar fi putut de organizat un spectacol aniversar. S-ar putea de organizat, de exemplu, un spectacol consacrat, un eveniment consacrat domnului Munteanu și eu sunt sigur că el nu s-ar fi împotrivit, să spunem așa, plecării cu cinste din teatru de operă și balet. Dar faceți așa ca să fie omenești, ca să fie constructiv, ca să nu fie nimeni jignit. Să lucreze, și mai mult ca atât, el nu trebuie să fie rugat să plece, el trebuie să fie rugat să rămână, cu scopul de a preda experiență de viață, măiestrie artistică și multe alte chestii. Adică mecanisme sunt foarte multe. Iar dacă noi se vehiculați cu cifra 17, nu sunt 17, sunt mai multe persoane care sunt vizate în aceste liste și sunt penalizate nu numai prin faptul că au o anumită vârstă, dar pentru vârstă nu poate fi penalizat nimeni, nu numai pentru faptul că participă la mai puține spectacole, ci pur și simplu arbitrar, că directorul ceva nu i-a plăcut sau există careva antipatie. De ce eu cred că în viitorul cel mai apropiat este nevoie ca în acest teatru, care este o perlă a culturii moldovenești, este nevoie să fie instituit un regim transparent de activitate, ca relațiile dintre angajații teatrului să fie detensionate, pentru că este pe bună dreptate, deja în interior a apărut această tensiune între cei care sunt jigniți și cei care încă nu sunt jigniți. Cu siguranță este nevoie de aplicat legea. Iar legea trebuie să fie aplicată nu numai pentru cineva, dar pentru toți și în special pentru cei care se află la conducere. Și cred eu că a venit timpul, ținând cont de faptul că avem un singur teatru de operă și balet în țara noastră, să fie adoptată, poate că, și o hotărâre de guvern specială consacrată teatrului de operă și balet, unde să fie vizat inclusiv acele momente delicate despre care noi vorbim astăzi, salarizare, angajare, etc. Da, noi putem să reducem și cu 30% și cu 50%, noi putem să reducem pe toți din teatru de operă și balet și să rămână teatru și operă și balet doar clădirea respectivă. Instituție. Dar noi spre asta tindem, noi asta ne dorim. Pentru că mari somnități ale baletului moldovenesc, de exemplu, familie, cuplul Terentiev, Andrei Litvinov și mulți alte nume care sunt recunoscute pan-internațional, ei au fost disponibilizați la acest teatru nu acum, ci un an în urmă sau câțiva ani în urmă și toți stăceau.
Da. Și acum sunt în Europa sau sunt în Ucraina, Rusie, etc. Da. Da. Doamna Grigore, iată, vorbim despre management defectuos, vorbim despre modul în care este administrat teatrul de operă și balet și iată, mai mulți artiști mai scot în evidență încă un aspect ce ține de operele care sunt montate. O bună parte dintre ei zic că mai bine de 10 ani, practic, nu sunt opere ale compozitorilor moldoveni. Da. De ce? Și aceasta este o problemă. Dar managementul, iată și mă întorc la cuvinte, ceea ce a spus domnul Popovici. Păi dacă la cârma acestui teatru este un om care este totalmente din altă lume și pe dânsul nu îl interesează cultura, nu îl interesează repertoriul, pe el îl interesează cu totul alte chestii. Eu cred că interesul personal în primul rând și interesul găștii pe care el a adunat-o în această conducere, eu nu știu, eu aș propune să fie, să facă această, nu știu, comisie, să facă un audit serios a acestei clădiri, a firmelor care au o mulțime de firme în jur, au arenda acestei încăpieri. Acolo sunt niște cafenele care sunt permanent full de oameni. Unde se duc acești bani? Unde se duc banii atunci când se duc artiștii cu în deplasări peste hotare și ei primesc niște copeici, niște deplasări, niște bănuți și ei se bucură și de acești bănuți, pe când banii din grosul plătit peste hotare îi ia iarăși cineva straniu și normal că ei nu se duc acolo cu ei de ce țin în repertoriu mai mult opere străine, fiindcă peste hotare operele noastre nu sunt cunoscute și ei nu au interes, peste hotare ei iau operele cunoscute și se duc o opera Ștefan cel Mare, cine interesează Psihotare sau Lăpușneanu sau nu știu altceva. Alexandru Lăpușneanu a fost scoasă din repertoriu, cu siguranță. Da. Și mai mult ca atât, eu când am început activitatea în cadrul președinției, unul din primele subiecte care noi am încercat să clarificăm a fost scandalul mare care s-a întâmplat cu trupa noastră de balet în Canada. Da. Când practic au fost lipsiți de surse, de existențe, și artiștii noștri erau nevoiți să se alimenteze la, să spunem așa, la azilurile pentru persoanele cu probleme de caracter social. Asta este, și pentru mine era de neînțeles. De ce atunci ministerul nu a luat decizie în ceea ce privește demiterea conducerii Teatrului Național de Operă și Balet? Banii care au fost plătiți. Pentru mari că, bani. La etapa actuală, acest scandal doar care s-a petrecut, care a bulversat întreaga noastră societate, aceste nereguli care se depistează la etapa actuală, inclusiv sub aspect artistic, inclusiv sub aspect de activitate internă. Pentru că, iată, de exemplu, demisionarea doamnei Constantinov și a domnului Timofti practic paralizează teatrul sub aspect de regizură. Pentru că ei sunt regizori de top. Și dacă ei, de exemplu, un artist careva este implicat într-un spectacol sau un alt spectacol, aceste personalități, Constantinov, Timofti, ei asigură în genere funcționarea teatrului. Și dacă ei pleacă, dacă ei pleacă, atunci se distruge structura ca atare a teatrului. Da, cineva spune, nicio problemă, găsim noi pe alții cineva tineri. Apare o întrebare. Calitatea produsului. Noi ce vrem din teatru și operă și de balet să transformăm într-un club artistic de pe timpuri? Nu este așa, nu este admisibil așa ceva. Și încă o dată repet, eu de exemplu așteptam astăzi, când a fost invitat domnul ăsta director la comisia, președintele comisiei parlamentare, eu credeam că el își va depune demisia de onoare. A încercat să aducă argumente? Dar probabil, argumentele care sunt invocate, ele nu sunt argumente. Și eu reiez din efectul care l-a produs așa numită decizia lui de disponibilizare și pornesc de la problemele din interiorul teatrului care sunt, inclusiv sub aspect creativ, artistic, administrativ și așa mai departe. Cu așa păcate, o persoană nu poate gestiona teatrul. Da. Doamnă, vreau să aud de la dumneavoastră, iată, ați fost angajată a Teatrului de Operă și Balet mai mulți ani. Vreau să știu, atunci când exista, nu știu, o acțiune incorrectă din partea unui angajat, exista o reacție a administrației care venea să preîntâmpine sau exista un dialog firesc între administrație și angajat? Я вчера имела такое счастье общения с коллективом театра. Нас просто меня пригласили как человека, который имеет такой горький опыт вот такой ситуации.
Слышалось все, что все говорили об авторитарности конкретной, сконцентрированности власти на одном человеке. Нету художественного нормального совета в том плане, чтобы никто не советуется. Все принимаются решения такие, как, каким хотят. Вот убрали Константинову и Тимофти. Гордость действительно молдавской режиссуры. Вообще всесоюзной режиссуры еще в свое время. Люди, которые ставили... Выбивают стул буквально из-под... Ну, кто будет работать? Кто будет работать? Приглашают как, другие... Я не хочу сказать, что они плохие, там, другие режиссеры, там, молодым дают дорогу, так. Но, извините, хорошо, чтобы уже на том хорошем нашем сильном театре Великая Мария Биешу, эти постановки, которые приезжали к нам со всего мира люди, Инвита Мария Биешу, и уже сейчас Мемория Мария Биешу, и все говорят в один голос о том, что постановки великолепнейшие, великолепнейшие постановки наших местных замечательных режиссеров. Я хочу сказать еще такой момент, вот как-то так может прослеживаться такая линия, те люди, которые заступились за меня в тот момент, когда произошла ситуация с моим увольнением, вот списочек вот включается, вот эти 17 человек в списке, вот эти люди, не все, но в основном эти люди, которые стали тогда на мою защиту. Тогда же Драгоша, так сказать, он был художественным руководителем театра, стал просто солистом. Мы молчим о Сечкине, Михаил Сечкин. Он многих обучил дирижированию, симфоническому обучению. Его разжаловали в концертмейстера. Золотой фонд. Он работает, просто разучивает с солистами какие-то... Он дирижер, которым просто... Он, как Ефим Васильевич Богдановский, профессор по дирижированию, говорит, что это был все время лучшим дирижером, симфоническим дирижером нашей страны. Он сейчас просто... И вот, господин Юркевич, я не совсем соглашаюсь с вами, хотя да. Мое большое уважение к вам, да. Действительно великий музыкант. Я хочу сказать, что на мое место... где фактически не находилась тарифной ставки на художественного руководителя детского хора, которым я руководила все эти годы, якобы нету тарификации. На мое место приняли 3 человека. О каких сокращениях идет речь? 3 человека приняли на мое место. И я не хочу говорить о качестве, это некорректно говорить о качестве, во что превратился детский хор, но вот такая ситуация. И еще один момент. Я все-таки хочу об этом сказать. Многие люди говорили вчера, артисты, может быть, это крамольно звучит, но надо, чтобы слышали люди. Если бы не уволили Михаила Мунтяна, неизвестно, вот насколько бы сильно обратили бы внимание на остальных людей, на то, что уволили других людей. Хотя, конечно, Константинова – это тоже великие люди. Да. И последнее. Вдруг, да. Демократическая партия. Вот я почему была уволена, понятно, за свободу мысли. У меня другое мнение было, отношение ко всему тому, что происходит в стране. Но если демократия, это понятие свободы. Директор не имеет права, не имеет понятия. Легатура телефонică cu noi este Nicolae Busuioc, tenor, artist al poporului, angajat al Teatrului de Operă și Balet, Maria Beșu. Bună seara, mult stimate domn! Bună seara! Fostul angajat al Teatrului de Operă și Balet, Maria Beșu. Da, vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat de fapt în cazul conflictului de la Teatrul de Operă și Balet și de ce domnul Grosu a creat această listă pe care foarte mulți dintre angajați au văzut-o doar în momentul în care au fost chemați și anunțați că trebuie să plece. E așa? Da, cam așa este și nu pot să înțeleg. Eu cred că el se gândește că vrea niște reforme, așa după cum știu eu. El vrea niște reforme și a încercat să facă reforme cu gândurile sale, adică cum el se gândește. Dar cred că mai are și niște ajutori. Ceva mai devreme, în legătură telefonică cu noi a fost domnul Iurchevici, care spunea că unul din motive ar fi salariul mic și de aceea dumneavoastră ați fost nevoiți să plecați. Este un argument? Nu, eu n-am spus asta. Eu am lucrat cu salariul ăsta, niciodată n-am zis să mă ridici salariul. N-am spus așa vorbe, adică. Unul din argumentele care s-au tot vehiculat în presă este că persoanele care se regăsesc în lista celor ce urmează să fie demiși este faptul că nu au prea avut roluri, nu le s-a repartizat. Cum se repartizează în cadrul Teatrului de Operă și Balet rolurile? E o problemă? E o problemă că e destul de mult și programul nostru acum e foarte limitat. Adică opere sunt foarte puține.
Dacă era înainte 3-4 în săptămână, acum este 2-3 în lună. De ce? Asta nu știm de ce. Asta face directorul artistic, dirijorul principal, ei fac repertoriu. Iată, ceea ce mai discutam în cadrul emisiunii de astăzi este faptul că mai bine de 10 ani, practic, nu s-au montat opere ale compozitorilor moldoveni. De ce? Asta e clar. Nu vrea. Ia că eu am fost de față când domnul Multe a intrat la domnul director și eu zic că, domn director, uitați-vă, hai, Lăpușneanu deja nu mai vreți să-l spuneți, dar mai am o operă nouă care se numește Ștefan cel Mare. Nu se primește. Nu s-a primit. Așa eu zic. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați fost alături de ceilalți colegi astăzi la Comisia Parlamentară de Profil în care să discutați despre ceea ce se întâmplă în interior? Nu, astăzi eu nu am fost, eu n-am știut. Eu am fost la doamna ministru, alaltă ieri, duminică. Și ce vi s-a promis? Care a fost poziția Ministerului de Resort? Se va rezolva, adică se va face niște investigații și până la urmă se va rezolva. Să vedem. E o ultimă întrebare de concretizare vreau în cadrul acestui interviu. Credeți că la ceea ce asistăm noi astăzi sunt consecințe ale imixtiunii politicului în cultură? 100%. Eu mai mult de 100%. Eu vă mulțumesc mult, stimate domnul. Domnul Popovici, cred că destul de relevantă este ultima afirmație a domnului Busuioc. Imixtiune. Sigur că da. E mixtiune în ceea ce privește numirea în funcție respectivă a persoanelor care sunt departe de teatru. E mixtiune este atunci când nu se observă ce se petrece în teatru pe parcurs la mulți ani de zile. E mixtiune este atunci când se permite unei singure persoane să determine soarta teatrului, a unui teatru, a unei instituții publice, să spunem așa. Și eu cred că totuși noi foarte mult vorbim la acest subiect. Eu cred că deja este nevoie să fie luate măsuri concrete. Cum ar fi, de exemplu, persoana care a provocat aceste situații tensionate în interiorul teatrului, care a bulversat inclusiv și societatea, care a creat probleme din funcționarea teatrului, el trebuie să fie demis. Și ministerul cred că trebuie să iei o astfel de decizie în regim cât mai rapid. Al doilea moment, este nevoie, ținând cont de problemele care s-au creat în teatru și nu s-au creat acum, într-o săptămână, ci s-au acumulat pe parcursul timpului, iarăși de nou, ca urmare a unei politici nerelevante din punct de vedere, mai bine, a ministerului trecut, este nevoie să fie adoptată o hotărâre de guvern specială, consacrată Teatrului Național de Operă și Balet cu scopul de depășire a situației de criză. Dacă noi dorim să avem și să fie menținut acest teatru, dar noi ne dorim acest lucru. Referitor la întrebarea noastră cu imixtiunea politicului, vreau să spun că noi avem probleme în întreaga sferă a culturii, să spunem așa. Asta este o moștenire a fostului guvernări. Noi, de exemplu, iată, Curtea de Conturi a constatat că pe parcursul anului 2018 nu pot fi urmărite sau nu pot fi prezentate dări de seamă pe marginea cheltuirii a peste 122 de milioane de lei în domeniul culturii. Pe de o parte, noi nu avem salarii să plătim oamenilor talentați și care sunt unicali în Republica Moldova. Pe de altă parte, sunt sume enorme care nu pot fi urmărite unde s-au cheltuit. A doua chestie, noi avem teatre care practic nu sunt funcționale. Nu aș vrea să le menționez aici, ele sunt la Curtea Constituțională, inclusiv din Chișinău și din afara Chișinăului. Și iarăși din nou, toți tac. Și ministerul tace. Și persoanele care sunt în funcție de director și care au dus la această situație deplorabilă continuu să rămână în funcție. Noi avem probleme la nivel de gestionarea culturii, la nivel de administrație publică locală. Deja s-au început comasările direcțiilor de cultură cu direcții de educație, se formează o singură direcție și respectiv de cultură la nivel de raion vor fi responsabili o persoană, două, și asta duce la dispariția activității culturale. Mai mult ca atât, în unele localități s-a început procesul de comasare, de optimizare a instituțiilor culturale. Adică se unește la un loc biblioteca, casa de cultură și alte, școala muzicală, într-un singur centru. Asta de asemenea este nefast
și este determinat de o politică negândită în ceea ce privește politica salarizării. Adică, ca urmare a adoptării noii legi de salarizare, la nivel local nu sunt bani pentru a întreține personalul în aceste instituții. Și ca urmare, autoritățile locale nu fac altceva decât să comaseze. Comasând, se lichidează un șir de unități de personal. În concluzie, da, a venit timpul când trebuie să fie luate decizii prompte, gândite în domeniul culturii, cu scopul de a salva cultura Republica Moldova. Da, doamna Grigore, următoarea întrebare ține, iată, tocmai de ceea ce discutam un pic mai devreme, despre calificări, despre pregătire profesională pentru a putea face față unor asemenea situații. Ori se dovedește că domnul Grosu, domnul director general, nu este prea mult în temă, da? Pentru că și subalternii domniei sale spuneau că uneori este departe de ceea ce se petrece în interior. Cum e posibil o persoană care nu este din domeniu să conducă o instituție de asemenea talie? Cum nu este din... El într-un fel este din domeniu. Vorbim că am învățat la Institutul de Arte, la coreografii sau la cultură masă, ceva, nici nu știu. Mai a dansat ceva. Angajații zic că este foarte departe. Ca să citez, păi da, unul din angajați, zice că este... domnia sa nu cunoaște ce e do major. Păi asta nici nu de real, dar ca să fie un manager bun într-un teatru sau în domeniul culturii, nu este obligatoriu să fii, să cunoști gama do major. Trebuie în primul rând să fii om cu demnitate, cu intelect, cu înțelepciune, cu cultură lăuntrică, dar să nu fie un excroc, un proxenet sau un hoț. Eu nu spun că domnul Grosu este așa, nu, pur și simplu, în foarte multe domenii la noi acum au ajuns să ne conducă proxeneții și hoții și tot felul de excroci. Dar situația în care acest domn a ajuns să fie și a fost și director la Eminescu, eu nu știu datorită căror așa merite deosebite și realizări la acest teatru a ajuns să fie numit la teatru de operă și balet, fiindcă eu n-am văzut nimic bun. La Eminescu atâta... se zice tot că ar fi existat probleme pe interior. Păi, cât a fost el, au fost probleme mari. Haideți, da. El doar, știți ce făcea? Da foarte bine în chirie sala. Ceea ce faci și acum la teatru de operă. De fapt, el mi face impresia că el vrea să alungă de toți artiștii și să dăi sala în chirie. Nu fac serialul lui, așa cum a făcut cu acest loc din fața teatrului, că face festivaluri de bere și de tot felul. Eu nu înțeleg unde se duc banii aceștia. Atât s-a bănărit când iese, de pildă, la sărbătorile de iarnă. O lună întreagă stău acolo și cineva, diferite firme, fac bani. El dă în chirie acest spațiu. Unde sunt banii? Acești artiști ar trebui să primească câte 1000 de euro, de la 1000 de euro în sus, după câți bani el face cu arenda, cu diferite... Eu țin minte că eu cândva am locuit pe strada Tricolorului și așa se mai cânta, se făceau nunți pe terasele cele împrejurul teatrului. Doamna Grigore, dar aici vreau să vorbim, iată, și despre calitatea dumneavoastră, făcut cu teatru, despre calitatea de consilier. Primăria știe de aceste acțiuni? Dar primăria nu poate să aibă nu poate să aibă. Acesta nu este o instituție municipală. Aceasta este o instituție publică. Despre această situație știa Ministrul Culturii și toți funcționarii de la Ministerul Culturii. Dar până la urmă, Ministrul Culturii tot era un om docil regimului și Partidului Democrat și noi știm de ce. Acolo erau interese de bani. Doamna Grigore, mai avem 2 minute la dispoziție. Vreau să o întreb și pe distinsa doamnă, care este până la urmă faptul că situația din interior era întotdeauna tensionată. Вы знаете, что, конечно, травма, я понимаю этих людей, это травма психологическая, моральная. И сейчас эти люди достаточно, кто-то в преклонном возрасте переживает, и это проблемы со здоровьем. Я еще не знаю, как все это закончится. Я переживала вот до сих пор, сейчас немножко попустила за 2 года, но это травма. Люди этому отдали всю жизнь. Хотела бы сказать, был такой у нас Николай Ковалев, он... У нас говорилось о молдавской опере. Это знаменитый исполнитель Александр Лопушняну. Он не имел никакого звания. Он никак не был, никакой стимуляции. Он так вот и умер. Вот, к сожалению, вот так это случилось. Вчера я слушала внимательно людей, которые говорили о ситуации, которая случилась. Многие говорили о том, что театр оперы и балета для нашего директора — это как бельмо на глазу. О том, что собирается делать какой-то игровой центр, еще там что-то. Я не беру ответственность за эти слова, но
создается впечатление, что в этом есть какое-то зерно правды, судя по вот этим событиям, которые происходят сейчас. Что делать? Надо просто от культуры, от избавиться. А ведь состояние страны зависит именно от культуры. А культуривать надо детей с самого маленького возраста, оперу слушать. Никто же не слушает, кроме рока, кроме вот этого. Но от этого зависит наше состояние, наше будущее. Надо об этом хорошо задуматься и делать это дело. Обязательно. Домнул Попович, вы рога. Doar un singur moment aș vrea să menționez că eu cred că trebuie de stopat acum, în regim de urgență, tensionare situației în interiorul teatrului. Nu trebuie să fie contrapuse diferite grupuri de artiști. Și al doilea moment, noi trebuie să normalizăm situația în teatru, pentru că în viitorul cel mai apropiat vine festivalul Maria Bieșu. Și noi trebuie să ne pregătim pentru acest festival. Iar persoanele care au venit pe val, cu val trebuie să se plece. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă urez o seară bună alături de Accentele. Pe curând!